Cu fiecare zi care trece, această zonă din cartierul Libertății se conturează tot mai bine. Lucrările de amenajare a piațetei sunt în plină desfășurare, iar trecătorii sunt încântați de ceea ce văd. Tind să creadă chiar că acesta va fi un adevărat al doilea centru al municipiului. Chiar o admiram acum și mă uitam că nu prea trec des pe aici și îmi place. Deci e un lucru frumos și bun, util, cred că. Vor fi bănci, cred că, pe acolo, așa-i? Zic, pare cu intrarea de la biserica, de la Târgu Mureș, de la catedrală, deci lămpile alea. Era nevoie să se amenajeze? Da, da, normal. Da. Cum credeți că va arăta? Păi, frumos va fi, atâta. Dacă îl face, mă, cum să spune, cu apa. Fântână? Da, așa e, ea fie, frumos. Un singur lucru, ceea ce lipsește. Un parculeț, un grup de flori în mijlocul parculeț. Nu știu dacă va fi, dar e, momental e foarte frumos. Văd, dar... Cum vi se pare? Frumos. Cum era înainte, mai știți? Știu de mult. Că eu de aici locuiesc. Foarte frumos arată. Și va fi mai frumos când a fi gata. Ce vă place în mod deosebit acum din ce vedeți? În general îmi place tot, îmi place. Păpajul, ce va fi aici, păpajul, spațiul verde, cred că va fi, da? Asta e frumos va fi. Cum era înainte? Păi fără piatră, fără nimic, a fost doar piatră cubic. Așa. Erau multe mașini parcate aici? Foarte multe mașini și mai ales cele care erau de vânzare au fost parcate aici. Cum credeți că va arăta? Excepțional. De-abia vă aștept. Chiar dacă se lucrează în fiecare zi, mai este nevoie încă de mult timp până la finalizarea proiectului. Muncitorii cred că s-ar putea să dureze chiar și câteva săptămâni. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Ionuț Cioloca.